Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi este duminică, iar eu m-am gândit să vă aduc zâmbetul pe buze, recitându-vă din duelul a doi mari titani poeți în versuri, cum altfel, care își spun unul altuia păsul. Este vorba de maestrul Neu Cazan și poeta Coca Coca. Și spune maestrul Nelu Cazan: eu noaptea nu dorm, firar mama ei de treabă, și când dorm o fac în grabă. Nu mai pot de atâta treabă, și noaptea mi este albă. Dorm pe sponci, iar mă trezesc, încerc să mă bărbieresc, parcă aș avea vedenii, mă apuc să scriu tâmpenii. M-aș apuca de iubit, dar îs atât de aiurit, mă apuc iar de bărbierit, priciu îmi face probleme, nu mai merge de o vreme. Ziceți voi, sunt sănătos sau s-a întors lumea pe dos? Ce să fac? Așa sunt eu, mă culc iarăși ca un bou. Băiat bun, dar derbedeu, nu mă pot schimba acum, toți ar zice că-s nebun. Să mai fiu la bătrânețe ce n-am fost la tinerețe? Doamne, lasă-mă în pace, m-am obișnuit și-mi place. Firar mama ei de viață, iar se făcu dimineață. Nici iubit, nici bărbierit, sigur cred că m-am tâmpit. O să-mi fac o cafea tare, scot și vin într-o căldare. Când citești aceste rânduri, să nu mai stai mult pe gânduri. Du-te repede la treabă, că latră câini în ogradă. Auzi? Mă strig o vecină la portiță în grădină, îmi spuse aseară de vreme că își luă niște lemne. N-are cine să le taie, sper să nu o fac de oaie. Ne auzim mai târziu, dacă o-i mai scăpa viu. Ce-i răspunde stimata prietenă și poetă Coca Coca? Bună dimineața, prietene! Aș veni să te întreb, dacă nu-i cu supărare, poți să-ți pun o întrebare? Briciul ăla e cam vechi, nu mai merge, dă-l la rațe. Când a mers, erai fudul, umblai numai rașchetat. Atunci, da, erai bărbat. Te știu, mândrele din sat, vecine sau megieșe și din sate alăturate. Le-ai scris poezii la toate. Acum scrii, dar din stilou pixul nu mai are mină, așa că lasă vecina decât să te faci de râs. Hai, apucă-te de scris. Te-aș ruga, dacă se poate, să nu mai înjuri, mai frate, că tu știi sigur, nescris, te iubesc nebărbierit. De când te-am descoperit, ai duminică frumoasă cu ai tăi pe lângă casă. Ce-i răspunde maestru prietenei sale? Mulțumesc cu inima, Doamne, ce te-aș mai pupa! Frumoasă replica ta, păcat că ești prea departe, te iubesc pe semn de carte și poate am să vin la noapte să mă bărbieresc puțin, să bem un pahar de vin, briciul să-l mai ascuțim, nu te teme, încă-i bun. Ai să spui că a fost parfum, te îmbrățișez cu drag, sper să mă aștepți în prag, am să-ți aduc și o floare și vin bun într-o căldare, sper că nu ești fată mare, pa, te pup cu inima și aștept replica ta. Ce răspunde stimata doamnă? Uite ce e, domnul Nelu, cu pupatul, hai mai zic. Iar în rest, nu e nimic. Nu că aș fi eu virgină, dar nici tu nu mai ești bun. Cam de aia vreau să spun, mă mulțumesc cu un sărut, că de mult stau pe uscat, că bărbatul m-a lăsat. Cred că nu-s chiar poamă rea, cred că încă pot și, știi, aș vrea. Dar departe precum sunt, ce să zic, vino la noapte, ne iubim pe semn de carte, doar așa mai pot visa gândul meu la dumneata, bărbierit sau și țepos, mă întorci mereu pe dos. Uneori plâng când citesc, versurile mă hrănesc, scrii din suflet
și te simt. Crede-mă că nu te mint. Spui o floare că mi-aduci, te primesc și te aștept. Fără floare, fără vin, îți voi spune din destin. Muză noapte îți voi fi până în zori a doua zi. Iar pe plac sper să îți fie o imensă bucurie. Faptul că m-ai cunoscut, chiar de tu nu m-ai avut. Mulțumesc frumos de toate, iar acum dă-i cu putință, mă înclin în fața ta și bucur că existi. Să-mi trăiești încă o viață, să am timp să te citesc, este tot ce-ți doresc. Sănătate și mult bine, tare-mi este drag de tine, te îmbrățișez cu sufletul minune de om. Și ca doi domni își spun la sfârșit, evident, politețuri. Domnul Nelu Cazan îi răspunde, sărut mâna cu drag, prețuire și respect, Coca, mulțumesc cu sufletul și inima că existi, mulțumesc pentru prietenia ta, de care sunt onorat, îți urez cu drag tot binele, sănătate și fericirea din lume alături de cei dragi ție. O duminică frumoasă, așa ca sufletul tău minunat îți doresc. Reverență. Stimata doamnă îi spune, dacă nu ai fi existat, te-aș fi inventat. Dragii mei, vă mulțumesc. Îmi pare rău că a intrat reclama. Asta este reclama Sufletul Comerțului. Vă mulțumesc și sper că v-am adus zâmbetul pe buze. Îi felicit pe cei doi poeți, îi iubesc și îi respect, reverență. Mulțumesc, pe curând!